Intervenție. Avem acum o informație de ultimă oră despre un atac mafiot comis în plină stradă în România. Un interlop a fost tăiat cu săbile de rival, se pare. Vă avertizez că sunt informații ce pot avea puternic impact emoțional. Corespondentul nostru, Gabi Vlad, vine cu mai multe detalii despre cele întâmplate. Bună ziua, Gabi, ce ai reușit să afli? Ce s-a întâmplat? Ne auzim? La o intersecție de pe strada Dorobanți din municipiul Brăila, iar apelul a fost efectuat de către o femeie la 112 care reclama acest atac. La fața locului s-au deplasat polițiști care din primele date au stabilit că un bărbat în vârstă de 33 de ani ar fi fost lovit de persoane necunoscute, suferind leziuni ce au necesitat acordarea de asistență medicală de specialitate. În special, leziunile erau suferite la mâini prin tăieturi. Având în vedere gravitatea acestor tăieturi, s-a luat decizia ca acest bărbat să fie transportat la București. În aceste momente, polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru identificarea acestor persoane care până în acest moment nu au fost identificate și se execută cercetări în rândul suspecților. Au un cer de suspect, dar până în acest moment nu a fost făcut nicio comunicare în acest sens. Noi vom reveni în funcție ce aceste cercetări